Credința ține de condiția umană. Dumnezeu ne-a creat să nu putem trăi fără credință, fără să ne dăjduim în lucruri, fără să credem în lucruri nevăzute încă. Dar credința mântuitoare este un pic altfel. Deși este tot credință, am vrea să învățăm despre ea astăzi și să nu uitați, fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Cine se apropie de El, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Textul care îl voi citi, poate că nu rezonează în experiența multora dintre noi, dintre cei mai tineri, dar sunt mii și zeci de mii de creștini astăzi care ar zice, da, amin, asta este realitatea pe care o trăim și noi. Capitolul 10 din Evrei, începând cu versetul 32. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferință. Pe de o parte, erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor, iar pe de alta v-ați făcut părtași cu aceia care aveau acea soarte ca și voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță, ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Să nu vă părăsiți, dar, încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi, și cel neprihănit va trăi prin credință. Ascultați ce urmează, dar dacă dă înapoi, observați, L-am primit pe Domnul Iisus Hristos, am rezistat batjocurilor și suferințelor, am fost aruncați în temniță, ni s-au făcut orice, n-am dat drumul la ceea ce Dumnezeu ne-a dat prin Hristos. Dar autorul ne spune, există pericolul să dai înapoi, deci cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Versetul 39, spuneți-l prin credință împreună cu mine. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. V-am spus, omul nu poate trăi fără credință. Fără credință, avioanele n-ar fi intrate în turnurile gemene, mânate de oamenii care au crezut mai tare decât mulți dintre noi astăzi. Fără credință, nimeni nu s-ar arunca în aer pentru nu știu ce cauză. Fără credință, dragii mei, nici apostolii Domnului Iisus Hristos n-ar fi murit dacă învierea Domnului Iisus ar fi fost o poveste, cum ne spun astăzi mulți. Ce este totuși credința, credința mântuitoare? Versetul următor continuă, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. A sublinea mai întâi încredere neclintită, indiferent ce ar veni peste ea, vânturi, prigoane, de orice fel, ea rămâne neclintită, o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Dar observați, încrederea neclintită este în lucruri nădăjduite, care nu sunt aici, și încredințarea este în lucruri care nu se văd. Întrebarea mea este, aceste lucruri nădăjduite sau care nu se văd, cum devin obiectul credinței noastre? Cu alte cuvinte, sunt ele o simplă plăsmuire a imaginației noastre? Eu pot crede în ce vreți voi. Nu mi-este foarte greu să stau, să zâmbesc imaginându-mă că toate acestea sunt adevărate. Mâine dimineață când mă scol, am doar 21 de ani, n-am niciun fel de probleme de sănătate, mintea îmi zbârnăie, afacerile merg și sunt cel puțin verișorul lui Bill Gates. Da. Mi-este foarte greu să imaginez, nu-i deloc greu. Mă gândesc în primul rând la capacitatea aceasta a imaginației pe care Dumnezeu a pus-o în inimile noastre. Mă uit la copii, la nepoțica mea când se joacă. Un copil ia o jucărie și zice, wow, un avion! După un sfert de oră zice, am un vapor. Iar nu trece puțin timp și zice, am o locomotivă. Pot să-mi imaginez ce vreau. Este oare credința ancorată în astfel de plăsmuire a minții noastre?
Dacă da, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii, că nădăjduiesc în ceva care nu e acolo, care e doar o himeră, doar un vis, doar o imaginație goală. Care sunt lucrurile nădăjduite și cele care nu se văd? Duminica trecută am încercat să le înșir și le repet înaintea noastră, nădăjduim și credem într-o patrie cerească. A văzut-o cineva? Numai aici în model. Dar asta poate fi o poveste. Ioan a avut halucinații pe insula Patmos. Credem într-o patrie cerească, credem într-o cetate care are temerii tari și ale cărei meșter ziditor este Dumnezeu. Nădăjduim și credem că vom ajunge în slavă ca fiii lui Dumnezeu. Vom moșteni făgăduințele, vom stăpâni lumea viitoare despre care vorbim. De aceea, chiar dacă ni s-ar răpi averile aici pe pământ, noi știm că avem în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Nădăjduim și credem în mâna lui Dumnezeu toate încercările și problemele noastre, boli, suferință, moarte, sunt simple unelte ale sfințirii, pentru că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Nădăjduim și credem că în călătoria noastră spre casă, spre lucrurile nădăjduite, spre puternica noastră încredințare în lucrurile care nu se văd, Hristos ne poate mântui în chip desăvârșit dacă continuăm să ne apropiem de Dumnezeu prin El. Nădăjduim și credem în învierea morților, în judecata dreaptă a lui Dumnezeu și într-o răsplătire pe măsură. Nădăjduim și credem că Hristos se va arăta a doua oară ca să aducă mântuirea celor ce-L așteaptă. Nădăjduim și credem că nu-i decât puțină vreme și Cel ce vine va veni și nu va zăbovi și Cel neprihănit va trăi prin credință. Incredibile lucruri am pus înaintea noastră. Dar cum au ajuns ele obiectul nădejdii și credinței noastre? Cu alte cuvinte, de unde știu că nu mi-am ancorat nădejdea într-un hău, într-un gol sau credința într-o nimica plăsmuită de propria mea minte? Pentru ochii credinței, dragii mei, toate aceste lucruri sunt aduse în existență, pun în ghilimele, aduse în existență de Dumnezeu prin cuvântul Său. Dacă citiți capitolul 11 din Evrei, găsiți o mulțime de nume. Abel, Enoch, Noe, Avram, Sara, Iacov, Isaac, Iosif, Moise, Iosua și continuați lista citind capitolul. Toți aceștia au primit de la Dumnezeu un cuvânt. De pildă, Abel, vom vedea un pic mai târziu, i-a spus Dumnezeu cum să aducă jertfa. El și-a ancorat credința prin ascultare în faptul că în felul acesta va fi plăcut lui Dumnezeu și a apărut pe lista noastră. Luați-l pe Enoch, a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Cu care Dumnezeu care nu se vede? Cum a știut că e acolo? Luați-l pe Noe, fă-ți o corabie. Luați-l pe Avram, pe Sara, pe Iacov, pe Isaac, pe Iosif, pe Moise. Fiecare dintre ei a avut ca punct de plecare al credinței lui mântuitoare un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Lucrurile nădăjduite nu le-am plăsmuit în mintea mea, ci ele se ancorează în afirmațiile lui Dumnezeu. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Totuși, în lumea aceasta obișnuită să pipăie toate lucrurile, îmi pun o întrebare. Nu există cumva o dovadă ceva mai palpabilă care să îmi susțină această credință în nimicul de dincolo sau în plăsmuitul sau nădăjduitul de dincolo? Citesc versetul următor. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care nu se văd. Recitesc textul. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Acum, cuvântul lui Dumnezeu, ce știe să facă sau nu știe să facă, ce va face sau nu va face, n-aș ști dacă cuvântul acesta n-ar fi creat ceva. Prin credință cred că lumea asta e palpabilă. Uitați-vă la bolovanul ăsta necioplit. Uitați-vă la fiecare floare. Uitați-vă în oglindă. Dați mâna unii cu alții. Sunteți reali. Cu alte cuvinte, existăm, suntem aici. De unde am apărut și cum? Scriptura spune, cuvântul lui Dumnezeu ne-a adus în existență.
Dacă încep să răsfoiești Scriptura, Scriptura începe așa. Dumnezeu a zis și s-a făcut. Dacă Dumnezeu ar fi zis și zis ar fi rămas, eu n-aș avea niciun fel de suport pentru credința mea. Dar văd în jurul meu, la fiecare pas, eu însumi nu pot scăpa de această realitate, că exist prin zicerea lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu. El zice, se face, poruncește, ce poruncește, ia ființă. Dați-mi voi să citesc câteva versete din Biblie. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol, pe fața dâncului de ape era întuneric. Și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Dumnezeu a zis să fie o întindere între ape și ea să despartă apele de sus de apele de jos. Și Dumnezeu a făcut întinderea și a despărțit apele care sunt deasupra întinderii de cele care sunt de desubtul întinderii. Și așa a fost. Versetul 9. Dumnezeu a zis să se strângă la un loc apele care sunt de desubtul cerului și să lase să se vadă uscatul. Și așa a fost. Dumnezeu a zis să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pom roditor, care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ. Și așa a fost. Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului ca să despartă ziua și noaptea. Și așa a fost. Dumnezeu a zis să mișune apele de viețuitoare, să zboare păsările deasupra pământului pe întinderea cerului. Și așa a fost. Psalmul 33, începând cu versetul 6. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii lui. El îngrămădește apele într-un morman și pune adâncurile în mări. Tot pământul să se teamă de Domnul, toți locuitorii să tremure înaintea lui, căci el zice și se face. Poruncește și ce poruncește ea ființă. Poate că ați văzut pe cei care fac tot felul de scamatorii pe la circuri și care iau o pălărie, se întorc pe față și pe dos și zice, nu-i nimic în ea? După care pune o basma peste pălărie și scoate un iepure. După ce a făcut 3-4 scheme, aproape că încep să-l crezi, că el din nimica face ceva. Până când nu intri în culise și încep să înveți toate trucurile acestea. Dragii mei, dacă eu aș face astfel de trucuri înaintea voastră, numai trei, și să aduc în existență lucruri prin cuvântul meu, când aș fi gata să rostesc al patrulea cuvânt, ați înlemni, pentru că ați ști că urmează ceva. Gândiți-vă că Dumnezeu a rostit în existență întregul nostru univers material. Tot ce există, tot ce vedem, tot ce pipăim, este dovada faptului că Dumnezeu zice și se face. Poruncește și ce poruncește, ia ființă. Universul material a fost adus în existență de cuvântul lui Dumnezeu și el, universul acesta material, este garanția faptului că tot ce a rostit Dumnezeu a fost și tot ce a rostit Dumnezeu va fi. Când începi să te îndoiești de faptul că va fi un nou Ierusalim, du-te în grădină, uită-te la flori. Uite-te la soare, uite-te la apus. Dimineața a fost Valentin cu noi. Du-te împreună cu copiii în călătoriile astea pe care le-ați auzit la adunarea generală, în care învață despre minunile pe care le-a făcut Dumnezeu prin cuvântul lor. Știți ce spune Domnul Iisus? Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cu alte cuvinte, cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce la el fără rod. Cuvântul lui Dumnezeu, date rostit, el devine realitate, pentru că este un Dumnezeu creator. Dacă în ce privește universul material, Dumnezeu s-a mulțumit să rostească, ca să aducă în existență lucruri, în ce privește sufletul tău și sufletul meu, mântuirea ta și mântuirea mea, Dumnezeu care știe ce a făcut păcatul în viața noastră, nu s-a mulțumit să rostească doar lucruri. El și-a dublat cuvântul, și-a întărit cuvântul cu un jurământ. Cu un jurământ. Avram urca muntele Moria împreună cu fiul său în ascultare de Dumnezeu. A făcut altarul, a așezat lemnele și-a luat fiul, l-a pus pe altar și-a luat cuțitul în mână. În clipa aceea, îngerul Domnului îl oprește și îi spune, pe mine însumi jur
zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, în descendentul din trupul tău, pentru că ai ascultat de porunca mea. Capitolul 6 din Evrei. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ, pentru că prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, noi să găsim o puternică îmbărbătare, noi a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte. Deci Dumnezeu a rostit și prin rostirea lui a venit în existență universul material. Când e vorba de mântuirea sufletului tău, deși Dumnezeu a rostit, nu s-a mulțumit cu atât, și-a dublat rostirea, cuvântul, printr-un jurământ, dar nici măcar cu atât nu s-a mulțumit Dumnezeu. Atât de scump este sufletul tău. Domnul Iisus spune, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Ca să îl mântuiască, Dumnezeu la cuvânt și la jurământ a mai adăugat ceva, întruparea cuvântului său. La început era cuvântul, spune Ioan în Evanghelia sa, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin el. Prin ce? Prin cuvântul lui Dumnezeu, pentru că el zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Ascultați versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup. Și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Dați-mi voie să parafrazez textul din Evrei, capitolul 6, versetul 18 la 20. Pentru ca prin trei lucruri, nu două lucruri, trei lucruri, cuvântul, jurământul și întruparea cuvântului, care nu se pot schimba, și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte și pe care o avem ca pe o ancoră a sufletului, nădejde tare, neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntrul templului, unde întrupatul cuvânt care a umblat printre noi, plin de har și de adevăr, după înviere și înălțare, a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Dacă simți că-ți tremură credința, se clatină credința, poate nu te-ai mai ridicat de mult de la computer, din biroul tău, din cetatea pe care ți-ai construit-o ca să fugi de Dumnezeu. Ești puțin în grădină, uită-te la păsările cerului, ești în natura pe care a creat-o Dumnezeu, uită-te în jur. Toate aceste lucruri există, nu le poți tăgădui pentru că te tăgăduiești pe tine însuți. Ele sunt garanția faptului că ce zice, se face, ce poruncește, ia ființă. Universul material, pământul și cerul au fost chemate de Dumnezeu ca martori împotriva celor la care îl vor respinge. De ce? Pentru că cerul și pământul au venit în existență prin cuvântul lui și același cuvânt l-am nesocotit noi și l-am călcat în picioare. Dar noi, pentru mântuirea sufletului nostru, avem mult mai mult decât atât. Avem întruparea cuvântului lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, garanția faptului că ceea ce a promis Dumnezeu se va împlini până la ultima iotă. Până la ultima iotă. Pavel scrie bisericii din Corint supărat. Sub presiunea filozofiilor grecești, ei au început să nege înviere, o minte luminată nu poate să creadă în minuni și în înviere. Și ascultați ce le spune în capitolul 15, versetul 12. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Versetul 20. Dar acum Hristos a înviat din morți, spârga celor adormiți. Aș fi așteptat să strigați cu toții, adevărat că a înviat, da? Dar acum Hristos a înviat din morți.
pârga celor adormiți. Căci dacă moartea vine prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos. De ce? Pentru că Dumnezeu a zis. Dar fiecare la rândul cetei lui, Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Tot ce a rostit Dumnezeu există și va exista. Tot ce a rostit Dumnezeu există și va exista. Întrebarea este cum ajung eu și cum ajungi tu să moștenim lucrurile pe care Dumnezeu le va duce în existență, chiar dacă acum nu se văd, chiar dacă acum sunt doar nădăjduite. Cum le vom moșteni noi? Lăsați-mi voi să citesc textul mai departe, versetele 4 la 6 din capitolul 11. Citesc 4 la 6 pentru că 4 și 5 aduc înaintea noastră două personaje, iar 6 este o concluzie, ca și cum cele două personaje ne oferă modelul, tiparul pe care îl căutăm apoi în viața celorlalte personaje din capitolul 11. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturisirea că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darul lui. Și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Al doilea personaj este Enoch. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Dacă mă întorc la Abel, Abel a primit de la Dumnezeu un cuvânt. Urmau să aducă o jertfă, Dumnezeu i-a spus cum trebuie să fie jertfa. Cred că Dumnezeu i-a spus cam așa ceva. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Era o jertfă de ispășire. Abel, prin actul ascultării lui, a intrat într-un fel în voia lui Dumnezeu, a fost primit de Dumnezeu. Enoch, nu știm cum s-a întâlnit cu Dumnezeu, în capitolul 5, dacă citiți genealogie, îl găsiți și pe Enoch, despre el se spune că de la vârsta de 65 de ani, timp de 300 de ani, a umblat cu Dumnezeu. La 65 de ani s-a întâmplat ceva în viața lui și ca și Abel, printr-un act al ascultării, a intrat în relația cu Dumnezeu. Dar el nu s-a mulțumit doar să limiteze ascultarea lui la momentul respectiv, ci a transformat ascultarea lui într-o umblare cu Dumnezeu. Și versetul 6 oprește într-un fel șirul exemplelor ca să ne atragă atenția că cele două ne definesc un tipar și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. De Abel aș lega expresia ascultare de Dumnezeu. Enoch îmi aduce o nouă dimensiune, dimensiunea umblării cu Dumnezeu. Ascultare de Dumnezeu. Ascultarea poate fi punctuală într-o anumită problemă, de pildă să nu furi, să nu minți, să nu prea curvești. Ești acolo ispitit, tu zici nu ispitei. Este un act al ascultării de Dumnezeu. Dar ca să te mântuiești, ca să ai o credință mântuitoare, actul ascultării de Dumnezeu trebuie să transforme în umblarea ta cu Dumnezeu, întreaga ta viață, cum a umblat Enoch până când Dumnezeu l-a luat. Așadar, credința este actul ascultării de cuvântul lui Dumnezeu care duce la umblarea zilnică cu El. Foarte mulți dintre noi ne punem nădejdea în actul ascultării noastre de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a zis, cine se va crede, se va boteza, va fi mântuit. Îți iei inima în dinți și faci acest gest al ascultării, act al ascultării de Dumnezeu. După care te întorci la ale tale și faci afaceri ca până acum, ai prieteni ca până acum și umbli pe drumurile pe care ai umblat până acum. Dragii mei, un act al ascultării, dacă nu se transformă într-o umblare până la capăt cu Dumnezeu, nu te mântuiește. Cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, nu uitați, credința este ancorată în cuvântul lui Dumnezeu. Poți da înapoi, numai dacă umblarea ta cu Dumnezeu ține până la capătul vieții, atunci vei fi mântuit. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Deci, dați-mi voie să continui cu câteva personaje. Vă las pe voi să citiți restul textului. Noe, nu știu câți ani avea, vreo 500 de ani, probabil,
când auzit de la Dumnezeu un cuvânt. Noi, fă-ți o corabie. Ca să nu fie în, să nu creadă că e o plăsmuire a minții lui, Dumnezeu îi dă dimensiunile, îi dă din ce să o facă, îi dă tot felul de detalii. Noi ajunge convins și începe ascultarea lui de Dumnezeu. Știți cât a construit corabia? Vreo 100 și ceva de ani. Aproape. 100 și ceva de ani. A tot ce s-a întâmplat? Actul ascultării lui a devenit o umblare cu Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu a devenit o umblare cu Dumnezeu. Vin la Avram. Avram avea 75 de ani când Domnul zisese lui Avram: ești din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vin în țara pe care ți-o voi arăta. Citiți viața lui Avram. Ascultarea de Dumnezeu a devenit o umblare cu Dumnezeu întreaga lui viață. Vin la Moise, crescut la curțile Egiptului cu o perspectivă de invidiat. Prin neascultarea lui sau prin graba lui, ajunge 40 de ani la oi. Și la un moment dat se întâlnește cu Dumnezeu în fața rugului aprins. Și Dumnezeu începe să-i vorbească. Moise ascultă de Dumnezeu și pornește la drum. Dar citiți-i viața. Până când Dumnezeu îl ia, până atunci ascultarea lui Dumnezeu a devenit o umblare cu Dumnezeu în viața de zi cu zi. Dacă ar fi să las pe autorul Evreilor să rezume lucrurile, versetul 13 din capitolul 11, în credință au murit toți aceștia. Cu alte cuvinte, ascultarea lor inițială, transformată în umblarea lor cu Dumnezeu, a ținut până la moarte, până la sfârșit. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut prin credință și le-au urat de bine, de departe. Spre voi mergem, știu că sunteți în realitate, așteptați-ne că venim. O credere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Mărturisind că sunt străini și călători pe pământ, cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceia din care ieșiseră negreșiți, ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Cum le-a pregătit cetatea? Rostind cuvântul. E de ajuns atât? Al, dacă nu crezi, apucă-te de piatra asta. Vezi dacă e reală. Dacă nu crezi, ia și uită-te la minunea asta care e pe aici. E suficient ca Dumnezeu să rostească cuvântul și lucrul aceea să devină o realitate. Chiar dacă nu acum, chiar dacă peste 25 de ani, ca și pruncul lui Avram, dar se va împlini. Le-a pregătit o cetate. Întorc înapoi la textul pe care l-am citit. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ce s-a întâmplat în momentul acela? Ei erau iudei credincioși ritualurilor și religiilor. Știau că este o religie poruncită de Dumnezeu, dar au auzit că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, pe Iisus Hristos. Ei știau că El a fost răstignit, pentru că probabil și ei au strigat la moarte cu El. Dar au auzit că a înviat din morți, când s-a înălțat la cer și că a pregătit. Și ei, în actul ascultării lor, s-au smuls din iudaismul lor și au pornit pe urmele lui Iisus Hristos. Dragii mei, ascultarea lor s-a transformat într-o umblare cu Dumnezeu. Deci, aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferință. Ăsta nu este un moment, asta este un proces întreg. Pe de o parte erați puși priveliște în mijlocul ocărilor, n-a fost o ocară, ci o mulțime de ocări. Și necazurilor n-a fost un necaz, ci o mulțime de necazuri. Și pe de alta v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceea soartă ca și voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță. Adică v-ați rugat pentru ei, v-ați dus și le-ați dus de mâncare, nu știu cum. Dar mai mult, ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri avuție mai bună care dăinuiește. O ascultare transformată într-o umblare
care dintr-un motiv sau altul au început să li se împleticească picioarele pe drum. Oare de ce? De ce le spune autorul să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire? Căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Observați, o ascultare de cuvântul lui Dumnezeu transformată într-o umblare cu Dumnezeu. Dar umblarea aceasta nu poate fi un an sau doi cât ține dragostea din tâi, ci umblarea aceasta trebuie să fie întreaga viață. Încă puțină. Dacă ai obosit, dacă genunchii sunt slăbănogiți, încă puțină, foarte puțină vreme, cel ce vine va veni și nu va zăbovi și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă de înapoi sufletul meu nu găsește plăcere în el. Dragii mei, Domnul Iisus poate veni pentru mine în două feluri. Fie e sfârșitul acum și apare pe norii cerului, fie mă cheamă acasă și plec în 5 secunde. Încă puțină, foarte puțină vreme. Viața noastră e doar un lat de palmă, doar un abur care se ridică și piere, doar o floare care înflorește și se veștejește și este aruncată în foc. Cu alte cuvinte, nu se merită să se arunci în aer veșnicia pentru puțina asta vreme și pentru încercările care sunt în ea. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi, și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, cum adică cel neprihănit poate da înapoi? Poate actul ascultării transformat în procesul umblării să se termine, dar dacă dă înapoi, sufletul meu, zice Dumnezeu, nu găsește nicio plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi să piardă, dă Doamne, ci de aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Așadar, credința este actul ascultării de cuvântul lui Dumnezeu, nu de plăsmuirile minții mele sau de poveștile oamenilor, de cuvântul lui Dumnezeu, care duce la umblarea zilnică cu Dumnezeu până la capăt. De unde să știu că ceea ce am eu în mână, Scripturile, sunt cuvântul lui Dumnezeu? Dragii mei, Dumnezeu ni le-a dat în mod absolut special. În primul rând, Domnul Iisus însuși a vestit această mântuire așa de mare, după care ne-au adeverit-o cei ce au auzit-o. Și în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor prin semne puteri și felurite minuni, când Ioan scrie bisericii, spune ce-am auzit, ce-am văzut, ce-am pipăit, aceea vă vestim și vouă. Dragii mei, scriitorii Noului Testament sunt martori oculari, cei care au trăit. Cum credeți că ar fi acceptat spânzurătoarea, eșafodajul sau știu eu ce altceva, eșafodul sau orice altceva, dacă n-ar fi fost convinși de învierea Domnului Iisus Hristos din morți? Cum ar fi acceptat aceste lucruri? Credința este actul ascultării de cuvântul lui Dumnezeu care duce la umblare zilnică cu Dumnezeu. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Lucrurile nădăjduite și care nu se văd încă nu sunt aici pentru noi, altfel le-am pipăi, n-ar trebui să credem în ele, să nădăjduim în ele. Dar observați, aceste lucruri n-au fost plăsmuite de mintea noastră, ci se reazămă pe cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este stânca pe care îți construiești viața de credință. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care are garanția împlinirii, pentru că avem materializarea lucrurilor pe care Dumnezeu le-a rostit în existență. Știți care e problema majorității dintre noi? N-avem timp pentru cuvântul lui Dumnezeu. N-avem timp. Nu trebuie să vă judec voi, judecați-vă singuri. Uitați-vă în săptămâna care a trecut, vedeți cât timp ați acordat Scripturii, nu ca să bifați un ritual, ci ca să pricepeți căile Domnului, să vă bucurați de mirele vostru ceresc, să vă deschidă ochii credinței, să vedeți lucrurile nădăjduite. Cât timp ați avut săptămâna trecută? Spuneți-mi, ce se întâmplă cu nădejdea și credința care n-au temelia, n-au solul din care să crească? Îmi pare rău de floarea asta.
E frumoasă, nu-i așa? Ce-am făcut cu ea? Am dislocat-o din solul care îi dă viață. Imaginați-vă, floarea asta este credința și nădejdea ta. Atâta vreme cât ea stă ancorată în cuvântul lui Dumnezeu, în cuvântul Creator, știm cine este Cel care l-a rostit, Cel ce zice se face, poruncește ce poruncește ea ființă. Cuvântul acesta alimentează credința cu viață, ea crește, e frumoasă, e vie, e vie. Spuneți-mi, cât să stau cu ea în mână ca să o vedeți ofilindu-se? Îmi pare rău. Grăbesc numai procesul morții. Oricum ea vine. Nu mă judecați. Ce s-a întâmplat? Eu am accelerat doar procesul. Oricum s-ar fi întâmplat același lucru. Așa e credința și nădejdea ta când n-ai timp pentru Scriptură. Spuneți-mi, dacă Dumnezeul nostru zice și se face, poruncește ce poruncește ea ființă, nu-i așa? Cuvântul Lui, promisiunile Lui sunt temelia statornică pe care ne zidim credința, pământul, solul din care credința noastră își suge vlaga, viața? Vă mirați că autorul Evreilor îi vede pe destinatarii epistolei lui pe marginea prăpastiei, se întreabă oare de ce au ajuns acolo, de ce li s-a ofilit credința, de ce sunt aproape de pieire? Ascultați-l pe el plângându-le soarta asupra celor de mai sus. Cele mai importante lucruri pe care trebuie să le cunoașteți, asupra lor avem multe de zis, lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Cu alte cuvinte, abia mai este viață în voi. Da? Greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare, și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Hrana tare este pentru oamenii mari. De ce stau în picioare? Pentru că sunt alimentați de cuvântul lui Dumnezeu. Necunoașterea Scripturilor lasă credința noastră lipsită de solul din care își trage viața, seva și viață. Necunoașterea căilor Domnului duce la rătăcirea inimii. Ascultați-L pe Dumnezeu vorbind cu durere despre o generație pe care a alimentat-o cu minuni ca nicio altă generație din toată istoria. Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile mele. M-am dezgustat de neamul acesta. Oare ce spune Dumnezeu de mine, decât cunosc Scripturile, decât știu să vorbesc despre nădejdea și credința mea în baza lor? Cunoașterea Scripturilor hrănește și ține vie credința. Rostiți cu mine lucrul acesta. Cunoașterea Scripturilor îți hrănește și ține vie credința. Dragii mei, n-avem foarte mult timp, săptămânile noastre sunt aglomerate. Dumnezeul nostru nu-ți cere imposibilul, 6 zile să lucrezi, să-ți faci lucrul tău. Dar întrebarea mea este, cât beneficiu tragi din ziua aceea pe care ai pus-o deoparte pentru Domnul? Indiferent că e una întreagă sau o faci din bucățele. Dumnezeu nu-ți cere ritualuri pe care să le bifezi până când pici de oboseală. Dumnezeu îți cere să cunoști căile Lui. Alege-le pe acelea care te slujesc și te ajută. Pune-le la oaltă, construiește, învață. Necunoașterea Scripturilor îți omoară credința. Cu alte cuvinte, pregătește-te. Asta ți este soarta. Pe măsură ce vor veni încercările în viața ta, și nu le aștepta multă vreme, ele sunt aici. Da. Credința ta. Zile trecute a venit la mine un tânăr. Zice, e supărat pe Dumnezeu.
l-am întrebat, dar ce ți-a făcut? Păi, și a început să turăie. Zic eu, stai puțin, stai așa. Ia trece pe o listă 10 lucruri pe care, pentru care ești tu vinovat. Dumnezeu a trecut, a venit și mi-a dat o hârtie. Uite aici, 10 lucruri. Nu vi le citesc. Dar înainte să te superi pe Dumnezeu, care ți-a dat absolut totul să fii așa, nu așa, întreabă-te, de ce ești așa? Pentru că așa vrea Dumnezeu? Nu! Dumnezeu nu te-a creat să te ofilească înainte de vreme. Dumnezeu te-a creat să stai în picioare prin credință. Cunoașterea Scripturilor îți hrănește și ține vie credința. Necunoașterea Scripturilor, a căilor Domnului, îți semnează sentința la moarte. Și fără credință, este cu neputință să-i fim plăcuți Lui. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Dați-mi voi să termin pe o notă pozitivă. Prin credință. Versetul 39. Spuneți-L cu mine tare, răspicat, crezând că așa va fi dacă veți schimba ceva în săptămâna care vine în relația cu cuvântul, solul credinței voastre. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Întrebarea mea este, oare? Oare? Promisiunile sunt ușor de făcut. Săptămâna viitoare va dovedi dacă lucrurile sunt sau nu așa. Doamne ajută! Amin.